În drumul dintre basoreliefurile porții a treia a cetății apare inscripția In Hops, no? O să ne împăraș. Sigur o să ne împăraș, dar să vedem dacă au răspuns corect. Vor să termine măcar cu 0 puncte, nu? Pe minus? Din exteriorul partea dreaptă. Ei, au greșit, au răspuns la film. Haideți să vedem întrebarea de curiozitate. Să vedem ceilalți. Într-unul din basoreliefurile porții a treia cetății apare inscripția In Hoc Signo Vinces. Cum se traduce în limba română? Era întrebarea, să vedem cine știa. Nu știați? Teologii care fac latină din greu în școală și în liceu. Acum, oricum ținea de pregătirea lor, într-adevăr, sub acest semn vă indice, cu trimitere la episodul Împăratul, dar să și întreb, stai să vedem, să ne spună despre ce vorba. Practic în mare înainte de o luptă, a văzut pe cer, cerul fiind distrus, iar sub acesta, aceasta scria din Hoc Signo Vinces, din acest semn de indice. Dacă mai știi și ce an s-a desfășurat lupta? Oricum este excepțional. Răspunsul anul 312 la Ponte Milidiu sau Podul Șoimului în Rom. A spus bine, da. Haideți să aplaudăm în momentul acesta, după prima rundă.